Binecuvântat să fie Domnul! Textul care s-a citit, cred că rotește foarte mult în jurul expresiei din versetul 23. Și credincioșia ta este atât de mare. Mă duc aminte când am venit aici în nord, de la Roma, eram învățat cu altă mentalitate. Oameni care nu se țineau de promisiuni, nu știai sigur dacă la sfârșitul lunii vei lua banii care ți-a promis, s-ar putea să nu iei deloc sau mai puțin mi-aduc aminte că am venit aici și a trebuit să merg undeva la o librărie să cumpăr ceva și n aveam, îmi lipsea aproximativ un euro și am zis că nu am bani suficienți și așa, ai nicio probleme, a, nicio problemă, mi-a dus după aceea. Eu am rămas șocat, cum să se duc după aceea? Nu vi frică și m-am dus acasă cu gândul că mă duc și duc banii. și pe am zis, ai, stau eu într-un euro, nu stau într-un euro și n-am mai vrut să merg. Și după aia așa mi-a venit un gând că am trecut pe acolo câtă încredere a avut și ce... Uh, ce mult m-a afectat lucrul ăsta, că m-am dus și am dat banii aia. Apoi, după aminte că am cumpărat mașina, și am găsit o mașină la un preț foarte bun, am sunat, am vorbit și am stabilit ziua când să ne întâlnim, am mers acolo la întâlnire cu gândul că oricum a dat între timp. Și el mi-a spus, uite, dacă noi tu, am deja două persoane care mi-au oferit și mai mult, dar am spus că am vorbit deja cu tine. Eu am rămas șocat, erau lucruri noi pentru mine, total noi. Bine, după aia mi-am dat seama că nu este ceva comun, au fost simple coincidențe. Dar uh, lucrul ăsta m-a afectat mult în viață, uh, promisiunea respectată sau nerespectată. Cred că am mai spus lucrul acesta și nu mi-e rușine să repet, unul dintre lucrurile care îmi plac cel mai mult din caracterul lui Dumnezeu este credincioșia lui Dumnezeu. Să știi că ceea ce spune împlinește. Este minunat pentru sufletul meu. Nu știu dacă și pentru dumneavoastră. Așa de multă încredere mi-aduce lucrul acesta când știu că Dumnezeu ceea ce spune face. Slăvit să fie Dumnezeu! Că nu se schimbă, nu poate fi influențat de absolut nicio circumstanță, de absolut nimic. Dumnezeu rămâne credincios în ceea ce promite. Noi, oamenii, ne schimbăm. Unii ne uh, uimesc în mod pozitiv pentru că își țin cuvântul, alții într-un mod negativ. Dar nimeni nu poate fi constant în credincioșia promisiilor sale. Singurul care rămâne constant este Dumnezeu. Slăviți să fie El. Marea credincioșie a lui Dumnezeu. Aș vrea înainte să ne rugăm pentru că ne vor ruga pentru cauze și avem nevoie atunci când ne rugăm să avem încredere în credincioșia lui Dumnezeu, în promisiunile sale. Marea credincioșie a lui Dumnezeu are câteva caracteristici sau garantează câteva lucruri în viața noastră. În primul rând, aduce speranță în ceasul cel mai greu, în ceasul întunecat. Și asta e mare lucru. Ieremia a fost omul Suferinței, omul care a simțit, într-un fel, inima lui Dumnezeu. Suferința lui Ieremia are clar, din ceea ce spune el, originea sau sursa divină. Dumnezeu este cel care trimite suferința în dreptul lui. Eu știu că acum asta deranjează pentru urechile noastre, pentru că noi încercăm de fiecare dată să-l scuzăm cumva pe Dumnezeu. Dar avem atâtea versete în Scriptură în care vedem cum Dumnezeu direcționează suferința în viața omului. Domnul Isus a avut parte de suferință, apostolii au avut parte de suferință și chiar în Vechiul Testament avem oameni care au o parte de suferință. Acum e clar că pentru uh, înțelegerea noastră limitată, noi știm așa, că în Vechiul Testament oamenii știau că atunci când suferă, nu sunt binecuvântați de Dumnezeu, sunt sub blestemul lui Dumnezeu. Și când le merg toate lucrurile bune, bine, sunt sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Totuși avem episoade în Vechiul Testament ca în cazul lui Iov sau în cazul lui Iremia sau al profeților Ezechiel, Isaia, în care vedem că Dumnezeu îi supune suferinței, deși fac voia lui Dumnezeu. Și principiul acesta, conceptul acesta este, este continuat în noul legământ. Poți să fii în voia lui Dumnezeu, poți să faci voia lui Dumnezeu și să ai parte de suferință. De la versetul 1 până la versetul 16 din capitolul citit, mereu și mereu ni se face indicație că sursa suferinței sau cel care direcționează suferința în viața lui Iremia este Dumnezeu. Sub forma pronumelui lui, sau ma, sau el, sau domnul, de 19 ori apare indicația aceasta că Dumnezeu face lucrul acesta. Eu sunt omul care a văzut suferința sub a urgiei lui. Este primul verset și dacă veți citi mai departe, veți vedea mereu cum degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu apasă asupra lui. Foarte interesant. Noi negăm lucrul acesta de multe ori. Pentru noi, suferința este ceva de evitat, ceva de scos din viața noastră orice durere trebuie calmată, orice neputință trebuie imediat rezolvată, orice lipsă materială trebuie imediat acoperită, nu acceptăm absolut deloc suferința în viața noastră. Ieremia a fost un om care a suferit mult. Suferința aceasta lui Ieremia a fost și distrugătoare în efecte, nu a fost ceva simplu. Versetul 7, spre exemplu, spune așa, M-a înconjurat ca un zid, ca să nu ies, m-a pus în lanțuri grele, era o apăsare, se simțea ca într-o închisoare. Am ajuns, versetul 14, de râsul poporului meu și toată ziua sunt pus în cântece de bază jocură de ei. Observați prigonirea exterioară, era nu doar o suferință lăuntrică, nu doar o închisoare lăuntrică, era și o închisoare externă, era izolat, era disprețuit, era părăsit. Și suferința aceasta în final era destabilizantă și în rezultate. Versetul 18 spune așa, am zis, s-a dus puterea mea de viață și nu mai am nicio nădejde în Domnul. Asta este prima parte a scrierii lui Ieremia din capitolul acesta descrie o situație tragică, o situație în care își dă seama că Dumnezeu a îngădit lucrul acesta și este sub suferința aceasta datorită lui Dumnezeu. Efectele sunt distrigătoare, chiar ajunge la un moment dat să spună, mi am împărdut și nădejdea. Și din versetul 21 se întâmplă ceva, se schimbă ceva. Și asta face referire la credincioșia lui Dumnezeu. Își aduce aminte ceva, este totuși acolo ceva. Este o promisiune a lui Dumnezeu care aduce speranță în cel mai întunecat ceas al vieții. Noi toți trecem prin ceasuri întunecate, ceasul întunecat al încercării, al suferinței. Toți trecem sau vom trece. Ajungi în momentul acela disperat când spui, nu mai am nicio nădejde, toată puterea mea de viață s-a dus. Și cred pe baza acestor reacții normale, am spune noi, fizice, pe care le vedem la ei, le vedem la Iov, le vedem la psalmiști, le vedem la oamenii lui Dumnezeu, atunci când se simt așa parcă strânși în mâna lui Dumnezeu, reacția aceasta normală, Doamne, de ce se întâmplă lucrurile acestea, sunt slăi de puteri, mi-am pierdut toată nădejdea, până când mă vei chinui, până când vei lăsa ca vrăjmași să-și bată joc de mine? Și asta este reacția oamenilor lui Dumnezeu și nu avem voie imediat să venim noi cu teoria noastră, să spunem, nu, nu-i voie să, să vorbești cu Dumnezeu, să te cerți cu Dumnezeu, sunt situații în care Dumnezeu vrea să ai o discuție de felul acesta cu El. Da, în limita bunului simț, în limita uh, să nu cârtim, să nu ne revoltăm la adresa lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu se supără atunci când ne, ne plângem starea, când ne plângem neputințele înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul acela, dintr-o dată, Iremia își aduce aminte de ceva. Și asta este credincioșia lui Dumnezeu. În ceasul cel mai întunecat, marea din lui Dumnezeu îți aduce speranță. Parcă așa o licărire, parcă o luminiță se aprinde, de aia te agăți. Apoi, marea credincioșie a lui Dumnezeu este, dacă vreți, sursa salvării noastre sau mântuirii noastre. Versetul 22 spune, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Credincioșia asta lui Dumnezeu în promisiunea Lui ne-a adus nu doar mântuirea din păcatele noastre, ci continue să ne salveze din fiecare situație, din fiecare impas credincioșia lui Dumnezeu este cel care mă face să rămân încrezător că Dumnezeu va duce eliberare. Cine este totdeauna credincios în legământul său? Dumnezeu totdeauna este credincios. Și cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, bazează-te mai mult pe credincioșia lui Dumnezeu din legământ decât pe, pe credincioșia ta. Dacă te vei baza mereu pe credincioșia ta, dacă te vei uita mereu prin prisma credincioșiei tale la raportul pe care l ai cu Dumnezeu, totdeauna vei fi un învins, totdeauna. Și văd greșeala aceasta oamenilor care sub forma unei spiritualități privesc din prisma aceasta a neputințelor lor. Dacă eu sunt neputincios, dacă eu sunt păcătos, dacă eu cad mereu, îmi văd relația asta cu Dumnezeu ca ceva foarte destabilizant, care se poate schimba mereu în fiecare zi. Astăzi sunt mai trist, dacă sunt mai trist, nu mai am șanse la mântuire, trebuie mereu să fac lucruri. Asta sunt foarte bucuros, dintr-o dată declar salvarea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu și toată relația aceasta a legământului se bazează pe starea mea, pe sentimentul meu și total greșit. Dumnezeu îi spune, bazează-te pe legământul meu, chiar și când te cercetezi, chiar și când te verifici. Asta îți aduce încredere. Nu greșeala ta? Să știți că mulți oameni au atitudinea aceasta, se uită în spatele lor la, la greșelile lor și în momentul când văd că sunt multe, sunt descurajați. Când vin la Dumnezeu să se roage, au așa un fel de descurajare. Doamne, fac și lucrul acesta, dar nu mai am încredere deloc. Sau invers, dacă au avut o săptămână de poate succes spiritual sau biruințe, văd din nou relația cu Dumnezeu în legământ pe baza succesului lor și total greșit. Când mă uit și mă cercetez, totdeauna trebuie să mă, să mă bazez pe credincioșia lui Dumnezeu în legământ. Slăvit să fie Dumnezeu! Asta îmi spune Cuvântul lui Dumnezeu, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, bunătățile nu sunt la capăt, ele se noiesc în fiecare dimineață, se noiesc în fiecare dimineață. Dumnezeu dă acest input, dacă vreți, Dumnezeu pornește, Dumnezeu este credincios în părtășia pe care ne -a, la care ne-a chemat. Așa spune și Pavel în, în, în Corinteni, dacă nu știți, cu 1 cu nouă. El este credincios pentru că ne-a chemat la părtășie cu Fiul său. Este o mare binecuvântare lucrul acesta. Nu ceea ce fac eu, nu ceea ce experimentez eu, nu ceea ce simt eu, nu ceea ce trăiesc eu, va defini relația mea cu Dumnezeu. Nu. Nu. Asta este un motiv pentru cercetare. Nesiguranța aceasta pe care o trăiesc din punct de vedere uman mă va conduce mereu să mă cercetez, să mă sfințesc înaintea lui Dumnezeu, să nu mă cul pe urechi așa cum se vorbea. Dar totdeauna mă bazez pe ceea ce face El în legământ. Slăvit să fie Dumnezeu! Știu că multe lucruri așa nu le înțelegem, par așa în noțiuni în vagi, dar ăsta este foarte important. Uitați-vă în viața dumneavoastră de fiecare dată. Ce v-a făcut să vă ridicați, să ridicați capul sus în momentul mântuirii când ați fost născut din nou și în fiecare impas din viață? Ce v-a făcut să ridicați capul sus? Oare nu faptul că Dumnezeu rămâne credincios? Că Dumnezeu ne primește? Că bunătății Lui se înnoiesc? Ce mare este credincioșia Lui! Slăviți să fie Dumnezeu! Apoi credincioșia sau marea a Lui Dumnezeu, îl face pe Domnul cel mai mare dar al nostru. Versetul 24 spune, Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în el. Unde se mai folosește expresia aceasta? Vă aduceți aminte? Când vorbea despre împărțirea pământului, când vorbea despre moștenire, Dumnezeu a spus seminției leviților, eu sunt partea voastră de moștenire. Leviții știau că Domnul este partea lor de moștenire. Și noi astăzi suntem leviți, noi astăzi suntem o preoție alea, suntem un popor sfânt și Dumnezeu vrea ca El să fie partea mea de moștenire, El să fie cel mai mare dar din viața, din viața noastră. Și acum ne verificăm, este El cel mai mare dar din viața noastră? Ne mulțumim cu lucrul acesta? Ne împlinește total? Sau ochiul nostru, dorința noastră, inima noastră tânjește după altfel de împliniri, după altfel de lucruri, până nu va fi Hristos, Dumnezeu, până nu va fi El centrul și darul meu cel mai de preț? Dumnezeu nu a putea lucra în viața mea acea plătate pe care o tânjim. Au cântat copiii, instrumentalul trezește, ți vorbea despre trezire, despre o, 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 o dacă vreți, o ploaie pe care Dumnezeu să o reverse. Când revarsă Dumnezeu lucrul acesta? Când Domnul este partea noastră de moștenire. Uitați-vă cum alergăm într-o parte și în alta la cineva care să ne aducă anumite, anumite stabilitate. Și Dumnezeu îți spune, eu sunt stabilitate, eu sunt punctul ferm, eu sunt stânca mântuirii tale. Unde fugi într-o parte și în alta? Este o expresie care se folosește de multe ori în teologie pentru a nu te concentra pe anumite lucruri, pe anumite lucruri mici ale dau așa mare importanță și nu mai vezi lucrarea de ansamblu. Sau în Biblie, de multe ori ne concentrăm pe anumite cuvinte care nu au neapărat sâmbură de adevăr în text și lăsăm de tratat textul care este o învățătură amplă. Dar exact ca, și să folosesc expresia aceasta, nu lăsa ca privirea asupra unui copac da? să te facă să nu vezi toată pădurea. Nu? Cât ne apropiem de un lucru și suntem foarte apropiați, eu nu mai văd ce este în jur. Și atunci trebuie să avem totdeauna privirea aceasta de ansamblu. Ei, de multe ori asta se întâmplă în viața noastră. Uitați-vă că chiar în societatea în care trăim, de multe ori diavolul caută să ne distragă atenția de la ceea ce este ansamblu, ceea ce este important, promisiunea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, desfășurat în istorie, desfășurat cu mine personal, cu poporul lui Dumnezeu, cu tine personal. Să ne concentrăm pe mici lucruri care ne distrag atenția, concentrarea, scopul. Dumnezeu vrea ca El să fie darul nostru cel mai de preț. În Exodul, în capitolul 19, cu versetul 6, este un adevăr pe care nu-l realizăm. Dumnezeu îi se adresează lui Moise și vorbește despre poporul său, tot poporul, acolo nu vorbește despre leviți, și spune, îl voi face un neam preoțesc. Va fi un neam, un popor care mă va sluji pe mine. Apoi, datorită neascultărilor, datorită faptului că și-au făcut vițel, că s-au închinat la idoli, Dumnezeu, în, în mânia Lui care s-a revărsat, ia decizia aceasta ca printr-o seminție, doar o parte din poporul acela care nu s-a închinat la idoli, Dumnezeu să-și continue uh, 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 legământul lui, promisiunea aceasta. Dar Dumnezeu a dorit ca poporului să fie sfânt și astăzi este aceeași dorință. Tot poporul trebuie să fie sfânt, un popor de preoți. Nu doar cei care slujesc, nu doar cei care ne conduc. Tot poporul trebuie să fie un popor de preoți, un popor levit. Și știți ce știau leviții? Că Domnul este partea lor de moștenire. Domnul este partea mea de moștenire. Hai să ne uităm în viața noastră care este pentru noi cel mai frumos, dar cel mai prețios dar din viața noastră. Sunt copii, este partenerul, este siguranța unui loc de muncă, este un cont în bancă și nu știu ce lucru ar mai putea fi, crește cel mai frumos dar, dar nu pe ceea ce declarăm. Efectiv, lucrurile la care ne gândim cel mai mult, lucrurile pe care ne bizuim, lucrurile la care apelăm atunci când doar o adiere a prigoanei vine peste noi. Cum aș putea eu scăpa? Și uitați-vă cât este de perversă, de multe ori, atitudinea credinciosului. Se opune la anumite lucruri și se compromite pe altă cale. Nu, eu nu voi face lucrul acela și voi declara tuturor că eu nu voi face lucrul acela, dar mă compromit pe altă cale. Nu eu voi, voi sta tare și trează, eu voi rezista la lucrurile acestea, dar el nu se uită la viața lui morală. Am văzut oameni care declară o anumită neprihănire prin niște metode omenești, dar când te uiți în viața lui, e praf total. Oare asta este atitudinea corectă? Să am o viață de păcat, dar să mă opun eu la anumite legi? Nu cred. Eu cred că noi ar trebui să fim corecți în toate domeniile din viața mea. Să fim credincioși în tot ceea ce declarăm, în tot ceea ce facem. Să fim drepți înaintea lui Dumnezeu. Știți pe cine va lua Dumnezeu la cer? Pe cei pe care va găsi sau în cei care va găsi credință și credincioșie. Acum, când vorbim despre credincioșie, asta are un spectru mult mai larg decât înțelegem noi. Credincioșie înseamnă să fii constant, să fii perseverent în ascultare de Dumnezeu. Credincioșie înseamnă chiar în momentele cele mai dificile, când nu ți se garantează scăparea, da? Și tot dăm exemplul celor trei tineri din cuptor. Când nu ți se garantează scăparea, atunci să spui: Eu nu mă las de Dumnezeu, eu rămân și mă încred în Dumnezeu. Dar observați, atunci când declar această credincioșie în Dumnezeu, eu trebuie să mă bazez pe ceva. Și baza mea este credincioșia lui Dumnezeu. slăvit să fie El. De aceea, marea credincioșie a lui Dumnezeu trebuie să fie cel mai mare dar al nostru, sau să-l facă pe Dumnezeu să fie cel mai mare dar al nostru. Și în final, Marea Credincioșie a Lui Dumnezeu garantează bunătatea sa tuturor celor care își pun încredere în El. Versetul 25 spune așa, Domnul este bun cu cine nădăjduiește în El, cu sufletul care îl caută și bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Noi cunoaștem un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care are bunătate și este o bunătate care se revarsă peste toți oamenii. Da? Dumnezeu în bunătatea lui dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Sunt anumite lucruri de care se bucură toți oamenii. Și la un moment dat chiar pare că Dumnezeu este destul de prea bun, spunem noi câte o câteodată, nu? Dar asta este bunătatea lui Dumnezeu. Dar este și o bunătatea lui Dumnezeu specifică pentru cei care îl iubesc, pentru cei care își pun încrederea în Dumnezeu. Unul dintre textele care reflectă foarte bine ceea ce spune aici. Profetul Ieremia este psalmul 37. Vă invit să-l urmărim, este un psalm al lui David. Tot așa, într-un moment de dificultate, David realizează ceva foarte important. Psalmul 37. Nu te mânia pe cei răi și nu te uita cu jind la cei ce fac răul, că sunt cosiți iute, ca iarba, și se vestejesc ca verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele, locuiește în țară și umblă în credincioșie. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. încredințează soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Taci înaintea Domnului și nădăjdește în El. Nu te mânia pe cel ce izbutește în umbletele Lui, pe omul care își vede împlinirea planurilor Lui rele. Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra că supărarea duce numai la rău. Fiindcă cei răi vor fi nimiciți, iar cei ce nădăjdesc în Domnul vor stăpâni țara. Slăviți să fie Dumnezeu! Observați? Este o tendință a noastră să ne uităm și să judecăm bunătatea lui Dumnezeu. Aparent bunătatea lui Dumnezeu față de cei care fac răul. Aparent bunătatea lui Dumnezeu revărsată într-un mod disproporțional peste oameni. Dar aici are de-a face cu partea finală a vieții, cu destinul, cu soarta. Și totdeauna vom vedea în Biblie că niciodată soarta celor răi va fi una bună, căldicică, una așa un fel de ameliorare totdeauna soarta celor răi este pierirea. Chiar dacă momentan poate să, să beneficieze de o anumită doză a bunătății lui Dumnezeu, soarta finală a lor este moartea, este pierirea. Și oamenii lui Dumnezeu, credincioșii lui Dumnezeu, sunt invitați de fiecare dată să privească în felul acesta. Să nu privim cu jind, adică să privim cu părere de rău, să privim un pic așa cu gândul, mă, dar de ce totuși nu îi se întâmplă nimic rău? Sau de ce continuă în nedreptatea lor? Sau de ce Dumnezeu îngăduie așa de multe nedreptăți? Nu, Dumnezeu ne spune să privim întotdeauna la soarta finală, să privim întotdeauna la cel care poate să dea izbăvirea. Și Dumnezeu garantează bunătatea sa, dacă ne uităm aici în text cu atenție, spune în primul rând, garantează și Dumnezeu este bun cu cine nădăjduiește în el, adică cu cei care își pun încrederea în Dumnezeu. Și psalmul care l-am citit, psalmul 37, spune de fapt același lucru, versetul 5, încrede în el și el va lucra. Frații mei, Dumnezeu nu lucrează până nu ne încredem în el. Sau suferința care este în viața noastră, care poate lua multe chipuri și feluri în viața noastră. Dumnezeu nu va aduce izbăvirea până nu îți pui încredere în El. Dumnezeu nu va aduce izbăvirea dacă nu îmi pun încredere în Dumnezeu. Apoi îi spune aici că Dumnezeu își revarsă bunătatea sa, binecuvântarea sa peste cel care îl caută, peste sufletul care îl caută. Dumnezeu este bun și îndurătără și revarsă bunătatea peste cel care îl caută. Acum, căutarea lui Dumnezeu tot așa poate să fie un concept vag. Dar așa, o să o luăm în mod simplu, practic, ce înseamnă să-L cauți pe Dumnezeu? Care este primul lucru care îmi vine în de minte când spui caută-L pe Dumnezeu? Oare nu înseamnă rugăciune? Oare nu înseamnă ascultarea simplă de cuvântul său? Oare nu înseamnă încrederea în Dumnezeu că ceea ce a spus El poate fi împlinit, pentru că și aici este o, o, o piedică pentru mulți. Mulți au, au, așa conceptul acesta că este foarte greu de împlinit Cuvântul lui Dumnezeu, este imposibil de împlinit Cuvântul lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta te împiedică să-L cauți pe Dumnezeu. Căutarea lui Dumnezeu mai înseamnă acceptarea voii lui Dumnezeu pentru viața ta. Vin soluții în viața noastră, observați, ne rugăm, ne rugăm, ne rugăm și vin soluții în viața noastră și nu le acceptăm. Nu le acceptăm pentru că nu sunt după placul nostru, după așteptările noastre. Și încercăm să le modificăm și să le facem în așa fel încât să fie acceptabile pentru mintea noastră. Și nu-i corect lucrul acesta. Și în final spune așa, bine este să aștepți în tăcerea ajutorului Dumnezeu și cred că Dumnezeu garantează această bunătate așa și peste cei care așteaptă. Și deja s-a vorbit despre lucrul acesta. Este o așteptare în a împlini sau a căuta voia lui Dumnezeu. Este o așteptare, dacă vreți și vreau să mă refer doar la asta, așteptarea venirii lui Dumnezeu, spre exemplu. Noi acum vorbim mulți despre venirea lui Dumnezeu și avem fel și fel de idei și fel și fel de teorii circulă. Haideți să vă citesc ce spune Apostolul Petru în capitolul 3, versetul 11, versetul 12, versetul 13. Vorbește despre așteptări. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, Dar vorbește despre finalul acestei omeniri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în orice generație veți fi, da? Pentru că Apostolul Petru se referea la cei din generația lui, dar aici face referire la toți până va veni ziua Domnului, Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Da? Dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, versetul 14. De aceea, prea fiind fiindcă așteptați aceste lucruri, observați? Vorbește despre o așteptare. O așteptare. O așteptare grăb, cu, cu grabă, o așteptare cu nerăbdare. O așteptare fiind pregătiți. În orice moment din viața noastră. Și fiindcă așteptați lucrurile acestea, așa cum se spunea foarte bine, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Și știți care este concentrarea noastră astăzi? Eu vă spun așa, poate într-un fel voala, dar dumneavoastră înțelegeți. Așteptarea și teama noastră este ca nu cumva să ne compromitem noi cu niște lucruri de aici de pe pământ. Așteptarea noastră înseamnă să, să fim foarte vigilenți, ca nu cumva să fim înșelați noi la nivelul minții sau la nivelul legilor care se vor da. Și nu este rău lucrul acesta, dar când este doar concentrată pe aceasta, am ratat ținta. Am ratat ținta. Aici vorbește de a ne sili să fim găsiți fără înaintea Lui Dumnezeu. Să fim găsiți ca oameni credincioși, ca oameni, ca robe ascultători de El. Și acum eu îmi pun problema. Dacă nu vei fi înșelat și te vei descompira planurile uh, guvernului sau celor care se luptă ca să ne, să ne, să ne, să ne îngrădească, dar nu te vei concentra în așteptarea lui Hristos, în schimbarea caracterului tău, în trăirea în vieții de, de credință, în ați ți continua viața de misiune, de evangelizare. de a fi exemplu pentru ceilalți. Oare eu mă întreb, nu cumva ne-am ratat ținta? Ba da! Așa că, haideți să fim mai concentrați pe ceea ce ne cere Cuvântul lui Dumnezeu, pe ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și azi am primit o, o încurajare extraordinară. Dumnezeu rămâne credincios în promisiunile sale. Mare este credincioșia Domnului, slăvit să fie El. Dumnezeu a făcut câteva promisiuni, dar noi s-ar putea, din cauza că ne uităm la un copac, să, să pierdem din vedere ansamblu, să pierdem din vedere toate promisiunile lui Dumnezeu. Haideți să nu rămânem concentrați, Dumnezeu nu lucrează în felul acesta. Dumnezeu nu ne-a spus că noi trebuie să fim doar concentrați pe, pe semnele venirii Domnului, nu doar pe a să fim concentrați, ci să fiu concentrați, să fiu plăcut lui Dumnezeu. Că s-ar putea să citesc anumite lucruri, dar eu să nu fiu gata. Și acolo e mare vai. Hai să ne apropiem de Dumnezeu. Hai să ne sfințim. Să-l slujim pe Dumnezeu cu adevărat. Și Domnul să ne binecuvinteze.